până vineri 20 iulie, absolvenții de liceu care nu s-au prezentat la prima sesiune sau care nu au reușit să promoveze examenele se pot înscrie la a doua sesiune a bacalaureatului. Începem cu înscrierea candidaților în perioada 16-20 iulie. Candidații care doresc să susțină bacalaureatul în toamnă se pot înscrie, urmând ca în perioada 20 august să înceapă examenele de competențe lingvistice și digitale și probele scrise odată cu 27 august. La această sesiune se pot înscrie și elevii care vor să-și echivaleze unele probe pentru a obține o notă mai mare. Există și aceste situații pentru că ei în final au fost admiși la toate cele trei probe scrise, dar per total nu o media 6. Și se întâmplă ca să aleagă una dintre discipline la care să susțină din nou examen pentru a obține o notă mai mare și a obține media finală 6 pentru admiterea la bacalaureat. Inclusiv cei care au avut de susținut examene de corigență și le-au promovat au șansa de a participa la examenele de BAC în a doua sesiune, de a le promova și de a-și continua drumul în învățământul superior sau în cel post-liceal. Unii dintre elevi au renunțat deja la bacalaureat și fie s-au angajat, fie au solicitat ajutor de șomaj. Mai au timp să se răzgândească doar până vineri, 20 iulie, termenul limită pentru înscrierea la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului.